Ieri, Consiliul Local Municipal Megidia s-a întâlnit în ședința ordinară a lunii octombrie. Pe ordinea de zi au fost incluse 10 proiecte de hotărâre și toate au întrunit cvorumul necesar aprobării. În mai puțin de 10 minute, consilierii le-au votat pe toate. Consiliul Local Municipal s-a întâlnit joi în ședința ordinară a lunii octombrie. Au fost dezbătute proiecte de hotărâre importante pentru municipalitate, printre care rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al primăriei, precum și al spitalului din Megidia, pentru anul 2016. Un alt proiect de pe ordinea de zi a vizat acordarea în folosință gratuită către Asociația Zâmbet și Culoare Megidia a unei părți din imobilul situat în municipiu, în vederea realizării unui centru de zi pentru copii și tineri cu dizabilități din oraș și din zonele limitrofe. Este, de fapt, continuarea unui contract care s-a expirat cu ceva timp în urmă. Acolo a funcționat această instituție cu copii cu probleme și, bineînțeles, niciun consilier nu s-a opus. Lucrurile merg corect, așa cum trebuie să meargă. Am continuat un contract care exista, de fapt, cu o activitate pe care nu ne putem permite să o oprim. La punctul divers au fost ridicate mai multe probleme cu care se confruntă Megidia. Prima problemă este strada Toamnei, într-adevăr am fost acolo, iar cetățenii sunt total nemulțumiți. Nu este vina administrației actuale sau asta, lucrurile alea degenerează de ani de zile și până la implementarea unui program de asfaltare totală în acea zonă, că trebuie măcar să se astupe acele găuri ca să poată cât de cât circula, pentru că știm foarte bine că vine iarna, ploi, noroaie, pentru că efectiv sunt niște porțiuni în care nici nu mai poți să treci. A doua problemă, a ridicat problema asociației cu cadrelor militare în retrageri și rezerve, doresc să fac o cerere și eu voi sprijini și de asta am pus-o în discuția Consiliului Local, un teren să fie pus la dispoziție pentru și prin fondurile lor proprie și prin sponsorizări vor să-și fac un locaș al lor în care să nu mai aibă treabă cu case armate în condițiile în care stau acolo fără căldură, fără niciun fel de facilitate, în condițiile în care știm foarte clar că oamenii sunt de vârsta a doua și a treia și merită, cât au slujit această patrie, să aibă un loc civilizat unde să-și desfășoare activitate. De asemenea, consilierul local Dumitru Popa a mulțumit municipalității pentru modul în care a fost organizat evenimentul Zilele Pensionarului. Vreau să vă mulțumesc în numele cel puțin a 1500 de participanți la acțiunea care ați aprobat. S-aș dori ca, prin mulțumirea lor, să aveți în reținerea dumneavoastră ca proiectul care se va derula prin hotărâre de buget să se dăinuie în Megidia. Cele 10 proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi au fost votate în mai puțin de 10 minute.